și spun bună dimineața celor care s-au trezit mai târziu. Vreau care să încă nu s-au trezit deocamdată sau care nu s-au trezit cu noi. Și poate ne urmăresc așa cu un ochișor. Vreau să vă spun că o să amânăm puțin rubricile cu care sunteți obișnuiți, adică horoscopul, concursul, vremea și rețetă și momeală și ce mai avem noi. Păi nu, că astea că vor fi momentul lor. Vor fi puțin mai târziu. Decalate. Dar avem un au motiv. Prioritate invitații din această zi. Invitații, da? Deci da. Sunt mai mulți. Spuneam că avem motiv pentru că e o prioritate, o să vedeți de ce. Trebuie să ajungă rapid înapoi pentru că înapoi școala, de unde au venit. Da, școala nu se amână, nu? Așa că spun bună dimineața doamnei profesoare Simona. Bună dimineața, Golfă. Simona Golfă. Bună dimineața. Zic bine, da? Da. Culmea. E coordonatoarea ansamblului Mugurașii. Da, n-are nicio treabă cu muzica populară și așa. E profesoară de matematică. Cum vă explicați că eu una n-am reușit să-mi explic? Așa că sunt tare curioasă să vă întreb cum a început totul. Totul a început din dragostea mea pentru copii. Pentru că obiectul matematic este unul dintre cele mai grele văzute de ei. Și atunci am încercat să văd ca ei să vadă o latură a mea pe care nu puteau vedea la oră. Și atunci m-am gândit în ce fel pot eu să mă apropii de ei cel mai bine. Și ne-am gândit, un colectiv mai mare de colegi, ne-am gândit să inițiem un ansamblu popular, mai ales că noi, fiind o școală din mediul rural, zic eu că se pretează cel mai bine. Am încercat și dans modern, dar nu. Nu mai bine prind, da. Mai da, bine prind Mugurașii și la populară. Da, să înțelegem că sunteți inițiatoarea și coordonatoarea acestui proiect. Da, ei au fost îndrumați de un instructor de dans, Biciușcă Vasile, și noi am organizat spectacole, deci noi vorbind de mine și colega mea, Pic Ioana Maria, un ajutor al meu. Pe care o salutăm, este aici cu noi. Da. Da? Câți copilași aveți în trupă? Avem 8 perechi, deci 16 copii și 2 soliste. 8 perechi. Dar cel mai important... Jumătate fete, jumătate băieți. Deci numărul e egal. Cum ați reușit să-i strângeți? Greu, foarte au venit greu. Singuri? Unii singuri, alții împinși de părinți, alții de dragul meu, dar în final am făcut o echipă bună și au rămas, au fost mult mai mulți, au fost în jur de 30 de copii. Eu știu că ei au fost prezenți și la zilele Bacăului. Da. Tocmai cum am văzut fost? Niște Fiind imagini. Ultima experiență. Cum ei a fost? S-au comportat foarte frumos, mie mi-a plăcut. Cam cât antrenament fac ei așa pe zi, să zic, sau pe săptămână? Pe săptămână, de două ori pe săptămână, câte două ore la dansuri, iar solistele se antrenează singure. Am înțeles nu au urmat niciun fel de curs. Nu. Am încercat eu să vorbesc mai devreme puțin cu fetele și am învățat așa, pur și simplu, și au dat seama că, măi, am talent, hai să profit de el. Mă, dar cu ocazia asta, cu prezența la noi în emisiune, poate le remarcă poate cineva, de cineva, nu? Da. Așa și... că plecați urechea. Da. N-ar fi prima dată când cineva e văzut la noi și e preluat mai departe de cineva competent. Așa că e o șansă și acum pentru așa ceva. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Sunteți prima televiziune care ne-ați invitat. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți aici. Și mulțumim că ați răspuns invitații. Să fie toată lumea mulțumită și să avem rezultate atât noi cât și dumneavoastră, dar și copiii la rândul lor. Vroiam să vă întreb de ce Mugurașii? Revista școlii s-a numit Mugural și atunci împreună cu ei, noi împreună am stabilit numele ansamblului și împreună cu ei, mai ales că ei erau foarte mici, perechea cea mică au început, erau în clasa 1. În urmă cu 3 ani, din câte am înțeles, eu au luat naștere ansamblul. Da. Curiozitatea mai am era de unde au costumele. Costumele... eu am făcut demersuri la Consiliul Local să primim bani. Pentru că Consiliul Local Săucești. Consiliul Local Săucești. Și în final am achiziționat, avem 20 de costume de fetițe și 20 de băieți. Deci. Știu că astăzi ar fi trebuit să vină și primarul Comunei Săucești. Da. Manea Valentin. Din păcate nu a mai reușit pentru că treburile la comună nu au putut fi amânate. Dar nu-i problemă, nu-i timp pierdut nici de acum. Noi îl așteptăm cu drag aici să ajungă.
Da, să înțeleg că sprijinul din partea Consiliului Local și al primăriei a fost destul de, da, destul și de bine. Și s-a concretizat prin luarea costumelor. Domnul primar chiar la ultima repetiție a venit și le-a urat succes. Deci este alături de el. Are foarte și el frumos. Copii și atunci... Foarte frumos. Da. Da. Noi o să vrem să ascultăm, dar să ne spuneți care sunt cele două fete care, care cântă? Solistele sunt Ioana Bută și Lăcătușu Celă. Ia veniți, fetelor, încoace. Haideți aici, bună lângă dimineața. Noi. Bună dimineața, microfonul aveți bună la voi? Bună dimineața. Uite acolo pe măsuță. No, stați să vedem, dacă nu merge, o să vin eu mai lângă voi și o să vă dau la valiera. Bogdan, ne ajut, tu te rog. În platoul celălalt este microfonul, aducem imediat. Până atunci, spuneți-ne... Ne-ați selectat dumneavoastră sau așa s-a nimerit ele să fie solistele? Nu. Din serbările școlare ele s-au remarcat. Avem niște serbări școlare deosebite. Deci noi nu mai mergem pe tipicul serbării școlare, aceea copilul recită. Serbările noastre sunt cu totul și cu totul speciale și fiecare cadru didactic din școala noastră are câte un proiect pe care și-l asumă. De exemplu, soția domnului Stoleru are tezaur, tradiție și folclor. Un proiect pe un an de zile și ceea ce îmi place mie cel mai mult, la 1 decembrie, de Ziua Națională a României. A, știu că se fac acolo tot felul de... Sunt român în România. Este ceva deosebit, copiii participă cu plăcere. Vă invităm la noi. Deci vă invităm, o să e vedeți cu totul... E frumos că mai sunt zone în care se păstrează tradițiile românești. O să vin. Știu că de fiecare dată, la, de 1 decembrie, se adună câte un... este chemat un veteran de război, da. Nu? Da. Da, și noi că... sărbătorim chiar pe 1 decembrie, deși este o zi liberă pentru toți românii, noi mergem la școală împreună cu copiii, cadrele și sărbătorim chiar pe 1 decembrie. Uitați că s-a pregătit și microfonul între timp. Vă rog să vă prezentați întâi. Bună dimineața, sunt, bună dimineața. Mă numesc Bută Ioana și am 13 ani. Și de cât timp cânti tu așa? De la 9 ani, din clasa 3-a. Așa dintr-o dată? Da. Cum, te-ai gândit domnul... tu sau ți-a spus cineva că ar fi bine să te apuci de, nu, deci, de muzică? Inițiativa a venit și de la mine, dar am avut sprijin și de la domnul învățător, soțul doamnei Simona Bolfă. Și domnul a observat și a încercat să mă promoveze. Veleitățile tale muzicale, nu? Și da, ce a spus? Da. Măi, ia să încerci tu puțin așa. Da. Ok, te-ai pregătit cu cineva? Mai spunem dacă te-ai pregătit cu cineva. Nu, nu m-am pregătit, totul am făcut singură, singură acasă. O să vedeți ce știe. Așa, te rog. Bună dimineața. Bună dimineața. Mă numesc Răcătuș Celă Elena, am 15 ani. Și tu de cât timp? De la 9 ani. Tot de la, totul se întâmplă la 9 ani aici. De la 9 ani se întâmplă e tot. E o vârstă la care ar trebui să te ocupi, nu? Da. Deja, de viitorul tău. Și cum a început totul? Am fost la o școală, la Roman, și acolo m-a văzut o doamnă profesoară. M-a promovat, am mers cu ea în niște spectacole. A, deci înțeleg că tu ai fost un pic mai avantajată, da, nu? Da, am fost cu ea în niște spectacole la Roman acolo și tot așa m-am văzut încă o profesoară de muzică populară și m-a spus că îmi voce frumos și m-a luat... Am făcut spectacol acolo la școală. Și la Mugurași și cum ai ajuns? Tot așa, cu sprijinul doamnei profesoare. Faci parte de acolo din școală? Da, voi am două... Asta vreau să întreb. Nu, dar mulțumesc, Georgiana, mulțumesc. Deci voi învățați la școala din Săucești, da. Da? Da. Păi hai să vedem de ce sunt în stare, așa că noi luăm o scurtă pauză și revenim și după... ne mutăm în platou la copii acolo. Cântec și voie bună.
Asia Security Systems. Noi redefinim siguranța. Telefon 0234 518 214. Pe cine dăm vina? Pe tine, pentru tot ce ni se întâmplă. Turnee, scenă, nopți nedormite. Și am și un copil de crescut. Și eu. Și eu. Tu ești de vină, pentru că fac ce-mi place. Pentru că am succes. Sunt fericită. Pentru că îmi trăiesc visul. Tu i-ai făcut ce sunt. Acum e rândul lor. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM. Asculți doar hituri. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Unii joc și voie bun, ram ta ga da ga da ga da. Da acolo lumea s-adun, ram ta ga da ga da ga da. Da unii joc și veseli, ram ta ga da ga da ga da. Da acolo ni drag și ni, ram ta ga da ga da ga da. E de Doamne la om noroc, mai ram ta ga da ga da ga da. E și la muncă și la joc, mai ram ta ga da ga da ga da. Și la muncă și la joc, mai ram ta ga da ga da ga da. Și la dragoste cu foc, mai ram ta ga da ga da ga da. Zi mă, hop, hop, șa-șa. Hop, șa-șa, măi. Hei, hei, hop, hop, șa-șa, măi. Eu
facă-n șămparighin, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dacă tăți vă uitați la mine, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar eu facă-n șămparighin, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dacă tăți vă uitați la mine, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar numai una e supărată, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar nu se uită niciodată, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Ei, las-o, las-o, las-o așa, mă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Că eu știu și zaz și neam, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Zii, mă, hop, hop, și-așa. Brrrr, hop, și-așa, mă. Hei, hei, hop, hop, și-așa, mă. Mă mir de femeia mută, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dacă are să duci la nuntă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar nici nu bea, nici nu mănâncă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar nici nu joacă, nici nu cântă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar merge acasă mânioasă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dacă n-a fost nunta frumoasă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Ei, las-o, las-o, las-o așa, mă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dacă eu știu și zaz și neam, mă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Zii, mă, hop, hop, și-așa. Brrrr, hop, și-așa, mă. Drag-ni femeia isteață, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar veselă și vorbăreață, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar mări gospodină în casă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Ai și cu lumea omenoasă, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Dar harnică ca o albină, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Ai frumoasă ca o gherghină, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Ei, las-o, las-o, las-o așa, măi, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Când-i tari drag de ea, măi, eram ta-ga-da-ga-da-ga-da. Zii, mă, hop, hop, și-așa. Brrrr, hop, și-așa, mă. La foaie verde busuioc, dă doamnii la om noroc. Și la muncă, și la joc, și la dragoste cu foc. Foarte, foarte extraordinar și frumos foarte și nemaipomenit. Frumos. Vali, nu ești în cadru. Eu am stat în picioare pentru că mi-a plăcut foarte mult. Stai jos că nu mai ești în cadru. Mi s-a tăiat capul. Uite, Vali uite. Fără cap. Eu fără cap. Vreți să-l vedeți pe Vali fără cap, îl vedeți acum. A fost frumos. Și eu zic că e o realizare foarte mare pentru că ocupându-mă de muzică, făcând muzică în fiecare zi, servesc pe pâine și dimineața și după amiaza și seara, știu că e extraordinar de greu să faci așa ceva atunci când nu ai un instructor, când nu ai pe cineva să spună, măi, fă așa, urcă vocea aici, dă drumul, respirație, sunt o groază de chestii pe care trebuie să le știi. E foarte frumos și e important că lucrurile merg, deși e așa cum spui tu, că nu au pe cineva în domeniu. Dar când îți place... Matematică, auzi, mie nu mi iese chestia asta din cap. Bine, să nu uităm și de doamna profesoară Piciu. Unde mă uit? Mă uit la Bogdan acolo. Doamna profesoară Ana Maria Piciu, care și ea, am înțeles că a contribuit sau contribuie în continuare, nu? Dumnezeu organizează serbările. Deci ea este sprijinul meu, mâna mea dreaptă. Ea organizează serbări, adună copii, e profesoară de limba română. Da, deci... Merge mai... Comuna Săuce știu că va intra în câteva zile de sărbătoare, nu? Sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact când și aș vrea să ne spuneți. Cred că pe 26 octombrie primăria va organiza balul de cristal. La sfârșitul lunii. Da. Mai sunt ceva amănunte de pus la punct, dar sper să se întâmple. Ce înseamnă balul ăsta de cristal mai exact? Este aniversarea cu cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Wow. Vor fi și mugurașii acolo? Sigur. Sunt nelipsiți, să înțeleg, păi, vor face de la toate parte din show, nu? Da, da. Și la primăvară, că asta era de fapt sărbătoarea mare, sunt 550 de ani de atestare documentară a Comunei Săucești și atunci va fi
Trei zile și trei nopți. Da. Pe trecere, pe toate, da, pe toate părțile. Vă văd acolo cu niște... Hai să le lăsăm medalii puțin drăguțe. Mai târziu, pentru că fetele mai au de cântat pentru noi. Nu se opresc aici. Mai au de cântat. Da, și dar... revenim imediat. Bun, ok, hai să... Da? Hai să dăm hai legătura să în după. Celălalt platou și să le urăm baftă mugurașilor, să vedem ce ne-au mai pregătit. Am văzut pe altcineva acolo. Au mai apărut încă două fete. Nu erau fetele cu care am vorbit. Era Ioana și mai cine? Denisa și Andreea. Denisa și Andreea. Și Lușa? Cine? Lușa e cântăreața, e solistă, cântă singură. Deși și ea face, și ea a făcut duet, grup vocal cu ele. Da? Oricum, să vă stă bine fetelor. Ideea de grup vocal, de unde au... anul trecut la zilele copilului Săuceștean, acum 2 ani, s-a făcut concursul Săuceștenii au talent. Și atunci ele foarte, s-au grupat, da, și se numesc Florile Moldovei. Ele a, și-au sunt, pus... Da, ele sunt o mică formație, da, din Mugurași. Oricum le stă foarte bine și chiar frumoase. Cum s-au văzut acum, așa ar trebui să continue. Într-un fel, bine, și separat, cum vor ele. E foarte frumos, mie mi-a plăcut. Hai ca să-ți satisfacem curiozitatea, să ne spuneți ce ați adus acolo. Păi, ce-ați nu adus numai acolo? Pe a noastră, numai nu pe a mea sau pe a tuturor, da. Asta este cea mai importantă, zic eu. Este locul 1 la festivalul... Să ținem puțin așa. La Festivalul Național de Folclor Dobroge Mândră Grădină. Locul întâi? Da, premiul câștigat de Ioana. Ioana Bută. Da. Secțiunea interpretare, Festivalul Internațional de Folclor Dobroge Mândră Grădină. Ediția 7-a din 2011. 2011. Da, e destul de recentă. Da. Destul de recentă. Așa, foarte ce frumos. Mai aveți acolo? Din păcate a fost o fetiță mai bună ca ea care a luat trofeul, dar ea fără profesor singură, mie mi se pare... Eu zic că este mult mai importantă decât trofeul. Da. Pentru că eu știu din experiența personală că atunci în momentul în care ești la primul concurs sau măcar printre primele și cineva te impulsionează cu orice fel de medalie, de premiu. Te face să lupți pe exact. Mai departe. Măi, și se poate și mai bine. Mult. Se poate exact. Și mai bine. Întotdeauna e loc de mai bine. Ce mai aveți că... acolo? Aici o medalie, locul 2, la Festivalul Starul Băcăoane am participat duminică. Duminică acum? Duminică acum, da. Tot a Ioanei.
Și tot locul 2 au luat fetele Florile Moldovei cu grupul vocal. Cele 3. Vezi că am avut eu dreptate că le stă bine și o să aibă și succes în continuare. Fetelor, mult succes și să nu uitați că și școala are prioritate, nu? De asta nici nu v-am ținut mult în emisiunea de astăzi. Stai așa că n-am terminat. Nu am terminat, dar eu vreau să le spun, vreau să le spun de pe acum, că ele sunt, îți dai seama, nerăbdătoare. Am terminat de cântat un pic, luăm o pauză să se liniștească fetele și hai să vedem un dans al mugurașilor, că ei știu să și danseze, nu numai să cânte. Dar după pauză, nu? Nu după pauză, nu? Chiar acum. Acum? Surpriză. Acum. Hai că eu am ajuns un pic aici mai aproape de ei. Văd și aici și doi mai mici. Să ne spuneți cum vă cheamă. Mă cheamă Rândaș Maria. Ian Curareș. Ian Curareș. Voi sunteți mezinii, nu? Eu sunt curioasă. E curioasă? Am 10 ani. 10 ani și? 10 ani. Sunt pereche, 10 ani. Am înțeles. Hai să continuăm prezentările. Mă numesc Rândaș Andreea și am 14. Și am 14 ani. Rândașul, pe cine mai... Pe tine, voi sunteți surori? Da. Da? Ia uite, vezi? Tradiție, în familie. Mă numesc Andrei Valentin și am 13 ani. Mă numesc Arghiu Denisa și am tot 13 ani. Mă numesc Ian Colin și am 14 ani. Mă numesc Fariu Diana și am 14 ani. Așa ca la școală, prezentăm catalogul, toată lumea, nu? Mă numesc Dragan Andrei Paul și am 16 ani. Tu ce-ai pățit la mână? S-a pălit. Mă numesc Dânțu Ștefanie și am 10 ani. Mă numesc Grea Cosmin și am 13 ani. Fetelor, nu plecați, veniți mai aproape de noi. Haideți să vă mai cunoască lumea încă o dată. Stați și voi aici în față, că aici vă stă bine. Vale, oricum surprizele nu s-au terminat. Nu s-au terminat surprizele, dar să ne spui... Mă numesc Andescu Mâna și am 13 ani. Și tu ai cântat, nu? Nu? Cine a cântat cu voi două? A, da? Înseamnă că nu am fost eu foarte, foarte atent. Oricum, felicitări, a fost frumos. Georgiana, unde ești? Am preluat. Georgiana, mă vezi, legătura. Mă vezi? Da, aici te sunt. Văd, te uite, văd, uite. Stau la locul meu
în mânuța mea verde. Media de vârstă, să înțeleg că e între 10 și 18, 16 ani? 16. 16 ani. E frumos. Vali, nu mai vii la noi? Vii sau nu vii? Ia zi. Ia, vreau să știu cu ce impresie ai venit din platoul celălalt. Cred că e a mea? Nu e a mea. Hai. Ia să vedem. În sfârșit am ajuns. M-au zis, da? Mai cu ce impresii? Toți se debordează de energie, toți sunt foarte tineri, toți sunt foarte frumoși. Asta și... s-a văzut și se vede în continuare. Și se vede în continuare. Eu mă bucur că se continuă, continuă tradiția acolo în comuna Săucești, cu toate că, mă rog, într-un timp condițiile au fost și mai grele. Eu știu că Săucești a fost greu încercat de aproape în fiecare an. Da. Cel puțin cu... Uite că eu încerc să mă dezmeticesc aici cu cablul ăsta că Eu zic că ne-au dezmeticit și ne-au trezit de dimineață și că am început dimineața foarte bine. Așa că vreau să invit și la următorul cântec. Pentru că ți-am zis, surprizele nu s-au terminat. Vreau să știu dacă copilașii sunt pregătiți. Da? Păi dacă sunt pregătiți, așa noi că... sunt pregătiți să-i ascultăm, atât așa noi cât și dumneavoastră. Spunem bun găsit la masa mare. Bun găsit la masa mare. Ia să auzim. Cu niște bucate alese. Masă mare și lasă de sărbătoare, un găsă la masă plină și lasă de voi bun. Am venit, ne-am adunat și mai mândre dintr-un sat și ne-am adunat pe seară și mai mândre dintr-o țară, măi! Jocul să pornim, paharele să și-nstim, hai luați-vă după mine, că avem de băuș în mâine. Hai da jocul să pornim, paharele să și-nstim, hai luați-vă după mine, că avem de băuș în mâine. Din mâncare până joi, lăutare-s lângă noi, cât ori zâși într-o pățăl, noi mai bem un paharel, măi! Și cântă că noaptea-i mare. Hai și zic în noaptea-i lungă, om vedea de o să ne ajungă. Zi pe strunii lăutare. Și cântă că noaptea-i mare. Hai și zic în noaptea-i lungă, om vedea de o să ne ajungă. Dacă gazda ne-o pofti și mâine ne-o înveseli, cu s-o strâns oameni la mese și mâncare avem pe lesi, măi! Masa de bucate, i-a luat și gustat din toate. Și pe urmă un paharel, să-l bem tăți găitul burel. Plină-i masa de bucate, i-a luat și gustat din toate. Și pe urmă un paharel, să-l bem tăți găitul burel. Istai vin de 4 ani, aghiasmă de la codnar. Le-am adus în 2 cari, să-l bem până mâni sară. Când îți luminești fața, numai așa și viața. Când te mai gândești la bani, la noroc și la mulți ani. Felicitări! Hey. Felicitări și numai bine. Noi parcurgeam... Noi ne încântăm aici ochișorii, ne clătim ochișorii de cu fapt. Cu ceva diplome. Cu ceva diplome și ceva poze de la toate spectacolele și evenimentele pe care le-au avut mugurașii. Doamna Simona Bolfă a avut amabilitatea să vină. Noi am rugat-o de fapt să vină cu ceva diplome. Uite că s-a și ținut de cuvânt și a adus aici mai multe, nu numai una. Dar am înțeles că nu sunt toate astea, nu? Nu sunt toate. Nu sunt toate. Vasile, o să te rog să mă ajut puțin, pentru că am aici niște poze foarte frumoase pe care aș vrea să le vadă toată lumea. Ia să vedem dacă facem față. Astea sunt din spectacolele lor, din reprezentațiile pe care le-au avut copiii până acum. Uite, și târgul pe... hai că asta e bună. Târgul de pescuit și vânătoare. Așa ca pentru tine, da. Nu? Uite și de la zilele Bacăului
Și Ioana are aici diplome și premii la noi. Au avut vreo colaborare cu doamna Maria Șalaru? Nu. Am aici o poză cu Maria Șalaru, nu. A fost o întâmplare, nu? Da, s-au întâlnit la o filmare. Am înțeles. Au participat și la defilări, din câte văd eu aici. Da, unde la parada. Acolo mă uit. O paradă tradițională. Da. Și au prezentat... Uite, au fost și la mare, fii atent, Vali, au fost la și la mare, știi unde? Cred că aici, la Mangalia, nu? La Dobrogei Mândră Grădină. Foarte fain. Noi, oricum, vă spunem la cât mai multe diplome, la cât mai multe festivaluri de muzică populară și tradițională. Nu contează dacă e să iei un premiu sau nu. Important e să-ți placă ceea ce faci și să duceți și voi un pic mai departe. Vă mândriți, nu? Că e în, cum să nu te mândrești cu așa copilași? Tot ce vine, vine în comuna Săucești. Da, ei și sunt. Toate drumurile duc acolo. hai să ascultăm și următorul cântecel. De fapt, să ne arate cum e hora pe la noi. Asta-i oră bătrânească, măi, și-n eu știe s-o pornească, măi. Dar stânga unu, dreapta doi, mă, așa-i jucupii la noi, mă, așa-i diri-diri-di-da. Și moldovianului lui plac și să veagin și-apoi să joașai, când ajungi și noi aici să răzbună pe ochii, mă, de-așa, tot așa. Dar și ni joacă și doi nești, mai frumoasă viață trăiești. Ora mea moldovenească, măi, și ne-o știe să trăiască, măi, măi. Dar stânga unu, dreapta doi, mă, că așa-i jucupii la noi, mă, așa-i diri-diri-di-da. Ora mea moldovenească, măi, și ne-o știe să trăiască, măi, măi. Dar stânga unu, dreapta doi, mă, că așa-i jucupii la noi, mă, așa-i diri-diri-di-da. Și vin copsarii lângă mine ca să ascult hora mai bine. Uite la Lelea Catrina cum joacă bătuar vina. Uite așa, tot așa. Da, Moș Costache din strâmtură, dă-i joacă baba-n bătătură. Hai Catrina și-ne arată, mă, erai fată, măi, măi. Dar stânga unu, dreapta doi, mă, că așa-i jucupii la noi, mă, așa-i diri-diri-di-da. Hai, Catrină, și-ne arată, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Dar stânga unu, dreapta doi, mă, că așa-i jucupii la noi, mă, așa-i diri-diri-di-da. Și foii verdi papușoi, da, ia să ne învârtim și noi, mă. Mai stânga unu, dreapta doi, ca așa-i jocupii la noi. Hop, hop, șa, 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 șa. Șa, 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 foarte frumos, așa și așa. Mi-ai luat strigătura din gură. Ei. Dar te-am lăsat pe tine, că eu mai am ocazia să cânt. Să mai chiui. Să mai chiui, să mai cânt. Ai ocazia chiar în fiecare weekend aproape. Weekend, da. Doamna Simona Bolfă,
Vreau să vă întreb ceva. Știu că în Souce se pregătește și altceva, un festival de folclor. Noi n-am vorbit despre asta până acum, dar vrem să aflăm mai multe amănunte. Cine va participa? Când va avea loc? Sau, mă rog, o dată aproximativă? Data aproximativă n-am stabilit-o. Festivalul va avea loc în vacanța următoare, deci în 2013. În vacanța de vară? Da, luna august, credem, pentru ca elevii să-și termine examenele și toate problemele și atunci noi credem că atunci o să-l... Cine este implicat în acest proiect? Cine îl organizează? Colega mea, Ana Maria Picu. Ana Maria Picu. A lansat deja, lansează invitații pe internet. Încă nu știm foarte bine cum să-l facem, dar până la urmă, întâi și întâi trebuie să ne facem asociație culturală ca să putem să fim legali, să putem lansa invitații, să fim și noi cineva. Deci nu se poate doar oricum numele școlii. Oricum sunteți cineva deja. Da, dar eu așa spun. Fim mai mult decât atât. Să fim legal constituiți. Știți cum e vorba americanului, step by step, așa, pas cu pas, ușurel, că toate la timpul lor. Și am cerut sprijinul primăriei și o să-l avem și urmează noi cadrele să ne implicăm, mai întrebăm în stânga, în dreapta și până la urmă o să o scoatem la cap. Adică doamna profesor Simona Bolfă, nu? Și coordonatoarea din umbră, nu? Ana Maria Tighiu, da, nu? Da, da. Și toate cadrele. Deci noi avem și un colectiv cadrele, deosebit la Săucești, un colectiv de cadre tinere. Eu știu că îl cunosc colectivul, în mare parte îl cunosc, pentru că, având în vedere că soția lucrează tot acolo, așa pot să spun cu mâna pe inimă că acolo e un grup foarte, foarte fain, toată lumea se sprijină și asta e extraordinar. Da. Trebuie să vedem lucrul ăsta peste tot, dar mai rar se întâmplă. Așa că toată așa că stima. Eu zic să... Vrei să mai asculti ceva? Da. Da? Ultimul cântecel al copilașilor. Dar nu și cel ultima urmă, lor prestație aici, la Impulsul Dimineții. Aici? Dar poate nu chiar ultima. Ultima pe ziua de astăzi. Că nu, o să mai vină la noi, vă promitem noi. O să mai fie invitat și vă spunem și când. În momentul în care se va deschide și festivalul de folclor, nu? Da. Așa? Se va lansa? Am înțeles că pe internet sunt deja, nu? Asta ne-ați și spus. Nu știu. Așa, atunci bineînțeles că or să fie aici atât copiii cât și coordonatorii proiectului și o să ne spună mai multe detalii. Până atunci o sârbă, o ca sârbă? De dimineață, da. Sârbă, fraților, să fie. Asta-i sârba de demult, de copchile ne-a placut, de copchile nică ne-a placut. Da, să faci o roată-roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Da, asta-i sârba de demult, de copchile ne-a placut, de copchile nică ne-a placut. Da, să faci o roată-roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și sună muzica, e voie bună înaltă, saltă inima. Măi, hop, hop, și-așa, măi! Dam-dari-dari-dari-dari-dari-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-dari-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-dari-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-da. Hei, hop, hop, și-așa, măi! Brrrr, hop, și-așa! Da, hai, Ioanii, intră-n joc, dă-i domnul mult noroc, dă-i domnul-n viață mult noroc. Da, mami tale, sanatate, cât i-a făcut lat în spate, cât i-a făcut așa lat în spate. Da, hai, Ioanii, intră-n joc, dă-i domnul mult noroc, dă-i domnul-n viață mult noroc. Da, mami tale, sanatate, cât i-a făcut lat în spate, cât i-a făcut așa lat în spate. E sărbătoare și sună muzica, e voie bună, înaltă, saltă inima. Hop, și-așa, măi! Dam-dari-dari-dari-dari-dai-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-dai-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-dai-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-da. Hei, hop, hop, și-așa, măi! Brrrr, hop, și-așa! Da, zi-a
așa că altă dată eu să joc parca și fată, eu să joc din parca și fată. Că dacă mă îndrept dispeti, nu mă dau pe șapte feti, zău că nu mă dau pe șapte feti. Dar zi așa că altă dată eu să joc parca și fată, eu să joc din parca și fată. Că dacă mă îndrept dispeti, nu mă dau pe șapte feti, zău că nu mă dau pe șapte feti. E sărbătoare șura, sună muzica, e voie bună înaltă, saltă inima. Ia-uzi măi, hop, hop, și-așa măi. Tam-dari-dari-dari-dari-dai-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-dai-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-dai-ram, taradi-dari-dari-dari-dari-da. Hei, hop, hop, și-așa măi. Hop, și-așa. Da, să-i sărbate de mult, de copchele ne-au plăcut, de copchele nică ne-au plăcut. Da, hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Da, să-i sărbate de mult, de copchele ne-au plăcut, de copchele nică ne-au plăcut. Da, hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare șura, sună muzica, e voie bună înaltă, saltă inima. Sărbătoare șura, sună muzica, e voie bună înaltă, saltă inima. Dam dari 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 dai ram, taradi dari 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 dai ram, taradi dari 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 dai ram, taradi dari 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 da. Hei, asta-i sârba de mult, mă, hai de copil ne-a plăcut, hop, hop, șa, 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 șa. Felicitări, bravo! Bravo, 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 Ioana, bravo, bravo mugurașilor! Foarte frumos! Foarte frumos! Zici ce vrei să zici, că e foarte important. Ce vreau să spun? L, L, L. Începe cu L. Cu L? Cu L începe. Ajută-mă! L, I, V, E. Așa zi. Este și are dreptate, să știți. Oricum, cred că v-ați dat și dumneavoastră seama, tot ce s-a întâmplat aici a fost live. Chiar dacă au mai fost unele mici lacune, le trecem cu vederea pentru că... Pentru că sunt micuți foarte, da, și pentru că nu au un coordonator care să spună, domnule, aici e bine, aici nu e bine. Așa că să faci de unul singur toate lucrurile astea a fost extraordinar. Noi vă felicităm, copii, a fost foarte frumos, ați fost extraordinari. Și în și același timp eu una mă simt onorată că... Am, nu știu, că ne-am bucurat așa de dimineață, de prezența lor aici. Data și... viitoare vă așteptăm cu teancul de diplome, da? Dar chiar dacă nu e așa, sunteți bineveniți de fiecare dată la noi și mai ales după festivalul de folclor, cum am spus. Mulțumim tare mult că ați venit, vă urăm multă, multă baftă pe viitor. Și să dea Dumnezeu să auzim de mugurași peste mări și țări, poate. Să dea Dumnezeu. Da, poate vreun turneu, nu? Mai mărișor. Da, nu contează cât vreme mai e până atunci, mai mult sau mai puțin. Oricum, mulțumim mult pentru că ați onorat invitația și... Noi vă mulțumim. Vă dorim cât mai mult succes în continuare. Mulțumim mult. Vă mulțumesc, chiar în numele lor, v-am spus, este prima invitație la o televiziune. Pentru ei. Și nu e ultima. Asta. Vreau să spun, să sperăm că... Nu să sperăm, cu siguranță nu va fi și ultima. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Să luăm, că noi am obosit de atâta dans.